Bun găsit, sunt Crina Eli și vă invit să vedem ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic. În sud-estul României, vremea va deveni mai rece spre sfârșitul acestei săptămâni. Valorile termice vor fi în general apropiate de mediile specifice perioadei. Îndeosebi în a doua parte a intervalului, probabilitatea pentru ploi locale va fi mai ridicată în regiunea sud-estică. Cele mai scăzute temperaturi se vor încadra între 0 și 3 grade Celsius, mai scăzute decât săptămâna trecută. Vă invit să vedem cum este vremea în județul Călăraș. Vor exista intensificări locale ale vântului care vor depăși rafale de 55-60 de km pe oră între orele 13 și 19. Spre seară temperatura minimă va fi de 1 grad Celsius, iar mâine cerul va fi înorat și vor exista 80% șanse de precipitații. Temperaturile sunt mai scăzute decât în zilele anterioare, temperatura maximă va fi de aproximativ 18 grade Celsius. În zona Muntenii și a Dobrogei șansele de precipitații sunt foarte mari. Ar trebui să vă pregătiți pelerinele de ploaie, deoarece șansele de precipitații sunt de 90%. În capitală cerul va fi înorat pe tot parcursul zilei, iar termometrele ne vor indica maxima zilei de 18 grade Celsius. Șansele de precipitații sunt foarte mari. În municipiul Slobozia cerul va fi înorat, iar temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius și se vor înregistra precipitații pe tot parcursul zilei. Giurgiuvenii vor avea parte de cer înorat, maxima zilei va fi de 15 grade Celsius. În zona litoralului, temperaturile sunt puțin mai scăzute decât în restul orașelor, temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, vântul va sufla slab și cerul va fi înorat. În municipiul Tulcea, temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius și cerul va fi înorat pe tot parcursul zilei, iar șansele de precipitații sunt de 80%. Cam acestea sunt informațiile meteo din zona Muntenii, ne revedem mâine, până atunci vă doresc o vreme frumoasă!